Deep Learned și Novatheca sunt cei mai buni prieteni de colaborare. Am văzut asta în practic. Aceste practici de succes le vom aduce colegilor noștri din teritorii și administrații publice locale pentru a le dezvolta. Vizita de studiu a fost oportună. Desigur, am luat foarte multe momente interesante, ceea ce le voi relata și colegilor în Basarabia. Și recomandarea este să aibă o continuitate și un succes. Am văzut în Biblionet un organism viu, un mecanism bine pus la punct și am început de la vârful piramidei până la baza piramidei și am văzut că acest mecanism funcționează perfect. Bravo, Biblionetul! Ne-am încărcat bateriile cu o sumedenie de idei, dacă ar fi să le expun aici nu ne-ar ajunge tot filmul. Sperăm că cât mai multe informații vom schimba între noi, cu atât mai bine lucrurile vor merge. 11 reprezentanți ai administrațiilor publice locale, destul de motivați ca să se cațere pe zidurile Râșnovului, deci să se dea jos în subsolurile Peleșului și să bea binșivere împreună cu cei de la Biblionet. Săptămâna viitoare avem o conferință de presă video, după aceasta, în toamnă, avem o conferință chiar de o zi, ca să punem lucrurile la cale, ce am făcut și ce vom face mai departe. În această vizită am văzut multe lucruri bune, ne-am completat bagajul și cred că vom ajunge acasă și vom completa prin activitățile noastre. Asta. Sunt bucuroasă că am ajuns în așa echipă la Biblionet. Suntem mândri că avem și noi la Chișinău un frate, o soră mai mică, care e Novatheca. De aici am luat multă experiență pe care o vom duce în teritoriu și sper că o să facem față lucrurilor pe viitor. A fost o activitate extrem de utilă, am învățat foarte mult. Ceea ce vom prelua de la voi este, în primul rând, entuziasmul. Voi ați reușit să schimbați mentalitatea, ceea ce pentru noi este avea un vis. Și sperăm că în 5 ani de zile să facem cel puțin ceea ce ați făcut voi, dacă nu mai bine. Încântați, înarmați cu idei noi, dar care trebuie structurate, de aceea mergem acasă, aerisim coridoarele, punem ideile pe rafturi și ne punem pe treabă. Bravo, Biblionet! Felicitări pentru buna organizare a acestei vizite de lucru. Realizări frumoase, succes nouă tuturor! Ne-a plăcut că zilele acestea noi am văzut tot mult ce bun au făcut împreună administrații locale, publică și biblioteci împreună cu programa Biblionet, a să vin acasă și să iau tot ce ne-a plăcut cum spre Biblionet a făcut în biblioteci comunale pentru copii și pentru oameni în vârstă. Ne-a plăcut foarte și a să facem și noi la noi în orașul Cedrlungă un sală sportivă spre bibliotecă în proiectul Novatheca. Da? Am în perioada vizitei de lucru, deci am văzut foarte multe lucruri interesante, ceea ce ne-a impresionat. Ne-am îmbogățit atât în domeniul spiritual, cât și profesional și cred că acele practici care le-am preluat la dumneavoastră le vom dezvolta și noi în continuare în teritoriu și, cum se spune, mai bine de odată să vezi decât de 7 ori să auzi ce dumneavoastră ați făcut și ne-a impresionat foarte mult. Ne rămâne doar să colaborăm în continuare, succese și la mai mult și la mai mare. Am descoperit mai multe echipe care cu adevărat sunt devotate obiectivelor programului, sunt devotate cerințelor beneficiarilor, sunt devotate durabilității proiectului pe care a fost implementat. Preiau 5 practici pe care le duc la Căușeni,
ca să le implementez în administrația publică, în biblioteci, în ONG-urile care sunt specializate în lucru cu copiii, cu tinerii, cu diferite categorii și pentru mine mulți prieteni și oportunități de colaborare în continuare. Simt o mare responsabilitate că am venit doar eu aici și nu am avut și niște colegi care să poată să vă completeze acolo, dar sunt pornită și motivată ca să identific posibilități ca cel puțin câțiva din bibliotecari, câțiva din reprezentanții administrației publice locale sau poate și ONG-uri să revină în acest mediu, să se pătrundă de această responsabilitate pe care o aveți dumneavoastră, de acest entuziasm și, desigur, Biblionet și Novateca să fie frații dintr-o singură familie care să dea succese în continuare. Succese la toți, multă sănătate!